Anul trecut m-au furat de 4 ori. Am chemat poliția, 112 a venit, cu păreri de rău, durleștieni, poliția din Durlești, în loc să vii să vadă la fața locului, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, a fost amendată de 4 ori. Dar cum motivau? Ce scrieau acolo? Dar nici nu a spus și nici nu a venit, nici nu. Da, n-ai văzut procesul verbal de amendare? Nici n-am știut. N-ai știut cât o amendat? Nu am știut. Și te-ai trezit cu executorul la poartă. Și amendat cu 4 amenzi, încă m-au amendat pentru gunoi, care eu plătesc gunoiul. Dar cineva... Dar te plătești evacuarea gunoiului. Da, plătesc, așa. Dar mi-au făcut amendă iară. Că la poliție întreb, spune că primăria spune că poliția. Am fost la curtea de apel, a fost judecător executor. Nu de acord, fiindcă într-adevăr nu de acord, nici eu, nici ea. A, el a prins spre executare, cât trebuie, da, să încasezi la mata? 900 de lei pentru gunoi numai, dar pentru cele 2000 și ceva mai scurt. Pensia mea, deci vreo 3000 împreună, mai mult mai de 3000. Mai mult de 3000. Așa. Și m-am adresat, am scris demers, contestare, nu știu nici până în ziua de azi, ei ne-au făcut cadou la 70 de ani, 3000 și ceva de lei. Dar ce a făcut poliția noastră? Datorie la stat. Datorie la stat. Dar mă, t-ai văzut până la urmă procesele și alea verbale? Ce scrie da, acolo? Da, le-am văzut. Că două mi-au pus pe 8 dimineața și pe 4 seara. Huliganism. 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 Și două tot huliganism. Una de 1000 și una de 300, dar pentru și huliganism. Și trăiete, același polițist le-a făcut. Și interesant că sunt aceiași oameni care în august au pus amende și în octombrie amende, dar sunt și aceia de, cum se numesc? Părți vătămate, victime, da? Nu că victime, ei sunt de ăștia. Sau marturi? Marturi, da. Și dar și contează marturi? Eu te întreb, cine te-a amendat? Cine-i polițistul? Poliția! Un singur polițist, nu scrie acolo numele. La început trebuie scrie numele polițistului. Dar nu scrie nici pe drag, scrie așa, eu nu pot să văd și numele. Am înțeles. Și îi scriu așa și fac dare de seamă. Și până acum încă nu ți-au luat banii. Mi-au oprit. Mi-au cum? Oprit 2000 oprit din pensie? Nu din pensie, că eu m-am aranjat la lucru cu pensia mea mizeră, eu nu am și trăit. M-am aranjat prima pensie care eu am primit-o normal în decembrie, în ianuarie ne-au oprit-o. Dar de ce prima pensie, dacă zici că ai nu 70 de ani? Nu prima pensie, prima leafă. A, am înțeles. Și... ia ca o caut. Și cât s-a oprit până acum? 2000 de lei m-a oprit. Aproape că o luat toți banii de amă, da? Dar mi-o luat toți atunci, pe grie, da. Nu, în sens cât datorez, încă mai încă vreo mii ceva mai datorez. Nu știu, eu încă mai și am fost la asta judecătorul executor și mi-a spus că să mai așteptăm, dar și să așteptăm. Ce să mai așteptăm? Eu vreau să încasez toți banii și o luat de grijă. Eu pus și sechestru pe casă. Oho. Pe bășdeu o casă care eu trăiesc. La Durlești. La Durlești, azi vieț. Și cum eu trăiesc, cum trăiesc. Oho. Urât. O cameră și o șlavală. Dar când putem să vedem procesele cele verbale sau decizia executorului? Când vieți la mine, ești la casă. Da. O să vinem neapărat să vedem că ne spar strigătorii la cer. M-am adresat la consilierul de la platforma ta, dar până când n-am niciun răspuns, m-am adresat la procuratura Buicani, niciun răspuns, mă duc la procuratura Rășcani, alții eu mă duc la procuratura la Cecani, mai scurt, așa, mă învârt și așa și rămân. Am înțeles. N-ați cerut avocat de stat să vă apere? M-am dus în ea, just că nu-i de, fiindcă... Ai venituri mai mari decât 2000. Da, am 1000 și capiei și bileafa și 1000 și capiei și asta. Și trece de 3000 și gata, mă dau. Dar ce să faci la